Dragi telespectatori, am revenit alături de părintele Iulian Suciu, preot paroh al parohiei Ungheni 2. Vă reamintim de asemenea că tema discuției noastre din seara aceasta este postul, binecuvântări și foloase. Înainte de a lua pauza de publicitate, părintele ne-a explicat cum anume trebuie să ne pregătim într-un mod optim pentru post, iar mai apoi, dânsul a realizat o incursiune în Sfânta Scriptură și ne-a dat câteva exemple de profeți care au ținut un post foarte aspru. Și continuăm acum cu profetul Moise. Da, am rămas la Moise și la Ilie și aș vrea în continuare să îl pomenim pe regele și prorocul David. Și el, la rândul lui, un foarte bun postitor. Și haideți să-l ascultăm ce ne spune în Psalmul 16. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre. Deci pentru legea ta, Doamne. Și spune și în altă parte că mai bună mi este mie legea ta decât mii de comori de aur și argint. David este foarte iubit și opera lui, Psaltirea, este îndrăgită de credincioși. Toți o au acasă la colțul lor de rugăciune. Acolo Sfânta Scriptură, Psaltirea cu pomelnicul. Mai târziu o să facem un pic de referire și la aceasta. Într-un alt psalm, în psalmul 108, David din nou vorbește despre post, în sensul de asprimea lui. Spune că genunchii mi-au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa de lemnului. Deci, îndeledicea cu postul aspru. Cu siguranță că această purtare a lui de om al postului și al rugăciunii i-a adus și o domnie splendidă. 40 de ani, din nou revenim la numărul 40. 40 de ani de domnie. Domnie extraordinară, binecuvântată de Dumnezeu cu foarte multe roade. De asemenea, aș dori să pomenesc puțin pe prorocul Daniel. În cartea lui, în capitolul 1, ni se spune foarte frumos, se face trimitere la ceea ce s-a întâmplat la curtea regelui babilonian după ce iudeii au fost duși în robie. Daniel, cu încă trei tineri, Anania, Azaria și Misael, aleg o cale a lor să se păsteze credința de care se lega și o anumită conduită privitoare la mâncarea lor. Și ei spun că rămân într-o aceasta chiar dacă la curtea regelui s-a trasat foarte clar direcția pe care trebuie să meargă cei ce erau acolo. Și biserica pomenește această purtare a celor patru într-o rugăciune de binecuvântare a colivei și spun așa că Dumnezeu pe cei care s-au hrănit cu semințe atunci în Babilon i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți în multe desfătări. Uite, se face aici o trimitere la o mare binefacere a postului. Și mai sunt date acolo, spune că erau mai frumoși, mai puternici și mai înțelepți. Apostolul Pavel spune, cred că și el, un bun postitor, spune că când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că puterea Domnului se desăvârșește în slăbiciune. Și postul tocmai asta vrea să-l ducă pe om în zona aceea smereniei, să simtă neputințele, să iasă din starea aceea de mândrie în care s-a găsit protopărintele Adam, da? Care l-a dus pe el la pierzare. Că zice Sfânta Scriptură foarte frumos, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Deci vedem postul lucrând foarte, foarte frumos. Și doar pe scurt, pomenim și despre Estera. Recomandăm această carte. Deci recomandăm lectura biblică și creștinii noștri drept măritori
sunt iubitori de lectură și de rugăciune. Sunt, nu vreau să folosesc cuvinte care să nu acope realitatea, dar eu sunt fericit să văd în jurul meu atâția oameni care postesc și care se roagă cu adevărat. Deci rugăciune cu miez, rugăciune cu lacrimi, rugăciune cu putere, post plin de smerenie, că așa ne învață pe noi duhovnicii mai vechi, ca postul să-l încununăm întotdeauna cu smerenia. Și revin la Estera, o situație foarte critică a poporului ei rămas în cetatea Suza, pe care Estera reușește să o depășească cerând post și rugăciune, rugăciune intensă de 3 zile, ca să poată schimba o lege de care ținea soarta întregului popor. Deci o altă lucrare a apostolului, de asemenea, de o frumusețe și o profunzime extraordinară. Ce poate să facă postul? Vedeți? Și în vremea noastră, și imediat ajungem, dacă întreg poporul se mobilizează, nu e târziu, și acum că spune foarte frumos Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, un exeget extraordinar, un cărturar deosebit și un ierarh minunat. Într-un cuvânt pe care noi îl citim în noaptea Paștilor, și spune atunci ca nimeni să nu se simtă de cei care au venit, că toată lumea participă la liturghia pascală, noaptea Paștilor. Da. Ca nimeni să nu se simtă cumva așa, el ca o mângâiere, făcând trimitere la o pildă a Domnului, cei chemați să lucreze în vie de dimineață, la meașă seara, ca nimeni să nu se întristeze. Da. Fără ca el să-și dorească cumva să înțeleagă cineva că nu e bine să vin din ceasul întâi, să excludem acest lucru. Deci, o lege schimbată prin postul și rugăciunea poporului. Acum să venim puțin mai aproape de Noul Testament și să-l vedem pe înainte mergătorul Domnului, pe Ioan Botezătorul, care de asemenea a postit. Din nou vorbim de o persoană admirabilă din toate punctele de vedere, dar în mod special din această perspectivă a rugăciunii și a apostolului. El s-a născut într-o familie cu posibilități deosebite, nu? Dar cu toate acestea, el a ales calea aceasta austeră. S-a retras, a meditat, a postit, s-a rugat și a primit acest mare dar să fie cel care să-l prezinte pe Iisus poporului. Iată mielul lui Dumnezeu. Ce onoare mai mare să poți să ai. Da, vedeți, postul și rugăciunea, ce lucrări minunate fac. Am putea să dăm exemple nenumărate și din viața noastră, dar bineînțeles nu este acum cazul să o facem cu alt prilej probabil, dar și din experiența altor creștini, de rezultate extraordinare primite pe toate planurile vieții în urma rugăciunii și apostolului. Că Mântuitorul, și imediat reluăm, ne spune că postul și rugăciunea sunt două arme defensive imbatabile. Avem relatarea aceea din Evanghelia după Matei, în care Mântuitorul le spune ucenicilor că acel neam de davil care îl robea pe un tânăr, nu putea să vorbească și nici să audă, nu putea fi alungat decât numai cu rugăciunea și cu postul. Deci Ioan Botezător, mare postitor și rugător, și apoi Domnul nostru Iisus Hristos, care înainte de a începe activitatea sa misionară, după botez, a postit 40 de zile și 40 de zile, cu firea sa omenească, arătându-ne nouă că prin post orice ispită vine a ta, poți să o pui la punct. Și acolo vedem întreita ispitire, da, în pustiul Carantaniei, da, pâinea, miracolul și puterea. Și Iisus din nou ca și Moise, uite, citează
acolo din Deuteronom și spune că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci vedem că întâi este cuvântul lui Dumnezeu și apoi este pâinea. Nu este exclusă pâinea. Cuvânt și pâine. Deci Mântuitorul arată foarte clar valoarea inestimabilă și lucrările deosebite pe care le face postul în viața celui credincios. Undeva în Evanghelie se relatează foarte frumos cum într-o zi de sâmbătă ucenicii care au flămâzit și ei, ucenicii erau foarte poșitori pentru că au avut de la cine să învețe și noi învățăm de la Domnul nostru. Și în acest sens, acum aș vrea să mă duc puțin la Evanghelia după Ioan, din nou să vă citesc un text foarte, foarte frumos din Ioan 14. Ne spune așa: adevărat, adevărat zic vouă, cuvântul Domnului, da? Cel care crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Deci, dacă cineva se întreabă, știi, și e fire să te întrebi, oare aș putea posti și eu, smeritul și nevrednicul, 7 săptămâni? Uite ce spune Mântuitorul. Cel ce crede primește această binecuvântare, da, să devină postitor. Și eu personal am întâlnit foarte multe cazuri de mărturii cu lacrimi în ochi ale creștinilor care nici n-au crezut. Totdeauna au spus, zice, nu pornesc că nu pot să mă duc. Și atunci pur și simplu nici măcar nu pornesc pe calea aceasta. Și când au reușit, au fost într-o stare de plină fericire. Extraordinar. Așa, și Apostolul Pavel, din nou, trebuie să fim foarte atenți pentru că el tâlcuiește minunat în scrisorile sale pastorale Evanghelia și spune: toate le pot în Hristos care mă întărește. Deci nu spune că pot cu puterea mea, ci cu puterea lui Iisus Hristos care mă întărește. Și de aceea în pregătirea apostolului, biserica noastră dremăritoare a așezat 4 duminici și 3 săptămâni. Deci este o perioadă de pregătire. Da. Postul în sine este o pregătire, nu? Cum spunea un fericit coleg, spune așa că este ca și un cantonament al sportivilor. Mi-a plăcut tare mult cuvântul. Da. Când ei se retrag din lume și au o rânduială foarte bine pusă la punct, nu oricum, nu mănâncă orice, nu fac orice, totul este așa bine așezat. Părinte, înainte să ne mutăm la aceste duminici, vom lua o scurtă pauză de publicitate. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi, pentru că vom reveni în câteva momente.